În mod oficial, să-i spunem bun venit lui Florin Prunea în cuibul nostru de rapidiști. Știu că e locul salutare, în care te-ai simțit salutare. Bine, la cel mai bine. Bine ai venit, Florin. Bine v-am găsit. E o capcană. Nu e capcană. Nu e, se vede că sunteți rapidiști pur sânge. Se vede, că așa era Păciulești când vii. Bine ai venit la noi. Păi de-aia ți-am spus că e o capcană. Haide. Simte-te și tu acasă. Mă simt. Așa nu, e primul vers. Mă simt, nu e problemă. Când, chiar când veneam pe Giulești, mă simțeam ca acasă. Da, mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația. Mulțumesc pentru că, ziceam, e un an special în care se împlinesc 30 de ani de la performanța din 94. Urmează să apară și un film foarte frumos care se cheamă Hai România, povestea generației de aur a fotbalului românesc. Marius și-a adus aminte că îi sună cunoscut titlul ăsta. Da, mi-am adus aminte aseară, înainte să mă pregătesc de culcare, ca să spun așa, deși la vârsta noastră pregătirile de acest gen sunt foarte sumare. Hai România e un CD pe care l-am povestit eu, pentru că, ce să vezi, înaintea voastră au mai fost niște băieți. Dobai, Baratki, cel mai mare fotbalist rapidist din toate timpurile. Mircea David, portarul. Mircea David, Leu din Prater sau cum îi spunea? Ildio. Ildio i-a spus papa de la Roma. Pentru că după un meci Italia-România de la Roma, în care a apărat tot ce se putea apăra, e o poveste mai lungă acolo, era regimul lui Mussolini, de aia jucam noi și noi eram într-un regim de extremă dreaptă în acea perioadă, șeful delegației delegației italiene a coborât pe teren ca să-l pipăie și să-l vadă, să se convingă dacă e din cauciuc sau din dacă carne e om. Și oase. Cartea aia eu am citit-o, era o cărticică subțire. A lui George Mihalache. Ca să într-o zi am citit-o, n-am lăsat-o din mână și cred că n-aveam mai mult de 13-14 ani. Ildio și diavolii din fața porții. Da, mă, deci vezi? Că da, și diavolii din fața porții sale. Eram foarte prinși cu toți în fenomenul ăsta, dar trebuie să spunem lucrurile pe nume. Bă, și fenomenul arăta altfel. Eu nu vreau acum, cu tot respectul față de generația și de talentele pe care le are și generația actuală, că sunt și aici talente sigur, foarte mari. Și băieți care chiar se străduiesc și le doresc din tot sufletul să ajungă și ei la nivelul la care erați voi atunci, în 1994. Dar fenomenul arăta într-un fel. Mă uitam la imagini, vă dau cuvântul meu de onoare că se face și astăzi pielea de găină de cum se juca. Băi, de ce ne uităm puțin și la ritm, frate? Handi, știi câte grade era la meciul ăsta? Nu. 52 de grade eram, ora 13 pe Rose Bowl, 120.000 de spectatori. Fai de cap. 52 de grade. Da. Deci noi am jucat toate jocurile pe Rose Bowl, am jucat cu Columbia, am jucat cu SUA, ăla a fost recordul de asistență, și am jucat cu Argentina. Dar noi n-am avut un jucător, dacă vă aduceți aminte, care să stăm pe jos, să avem cărcei. Înainte de mondialele astea am fost într-un vârf de munte la Bormio, îi spune, în Italia, lângă Brescia. Așa. Mi-am stat acolo 3 săptămâni, n-ai vrea să știi ce am pățit acolo. Deci ca să nu furăm la antrenamente, ne apuiu, făceam abdomene, făceam câte 700 de abdomene. Și ca să nu furăm, că mai furăm 1-2, făceam serii de 5 jucători așa puși în linie toți și Țiții cu Gabi Balint stăteau lângă noi și numărau 1-2. Păi nu putea să-i fur nimic. Incredibil. La 6:30 ne sculam dimineața, da. La 6:30. Și aveam pe unde alergam, pe pădurile alea, era noroi, uite până aici așa. Primul antrenament, după aceea la 10 al doilea antrenament și la 3 după amiaza, 4, antrenamentul cu mingea. Dar bine, la cu mingea mai era bun de nimic, că strămurau picioarele. Rupți. De acolo am plecat la Palo Alto, am stat în deșert, am jucat un amical cu Suedia înainte de 1-1 ăla. Da. Și după aceea ne-am dus acolo. Păi când am ajuns la... am stat la Arcadia, în Pasadena. Da. Păi când ieșai din hotel, parcă te-l vede un zid așa, în căpățână. Îți dai seama, meciul la ora 13, pentru că erau televiziunea Europa și trebuia să... Da, 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 normal, da. Și când am ieșit la meci cu Columbia și când am fost așa o mare de Valderrama, așa... Cum avea la părul. 70.000 de peruci, 80.000. Da, da, păi, toți erau ca el, da. Nu mai spun că înainte de meci, neapuiu cu listele pe ăla, Asprilia, dreptul extraordinar, stângul fantastic, era Didi sărac, Dumnezeu să-i dea, te prodam, făcea... Fratau, ce fac l-o ăsta mâncați? Ce să-i fac? Păi uite, dreptul, stângul, extraordinar, joc de cap, fantastic. Păi ce fac mâncați cu ăsta? Știi ce fac, fratau? Da, un topor, frate, dacă vă ține, dacă nu. Băi, și când ne-a fost frică de meciul ăsta. Bătuseră 5-0 Argentina la Buenos Aires. Da. Pele, făcuse un contract de publicitate, Dumnezeu să-l ierte, cu federația lor și nu-i scotea din campion mondial. La vremea respectivă a fost $1 million contractul pe care Pele l-a luat și a fost imaginea echipei Columbiei, îți dai seama.
Zic, frate, ne era o frică și când am ieșit și afară și când am văzut și acolo, zic, hai să jucăm. Bine, dar am avut și bulan, că apăra Stelic a scos la 0-0 vreo 3. Fai de cap, bă. Și după aceea noi cu ale noastre. Dar am avut, de asta zic, am avut puterea asta pe picioare. Păi ei a consumat și statutul ăsta de mare favorită pe columbieni. Faptul că Pele i-a văzut ca principala candidată toată la titlu, da, asta da. A fost una, dar toată lumea, după victoria aia cu Argentina la Buenos Aires, a fost convinsă Argentina, să nu uităm. Este echipa lui Maradona. Da, atunci, la vremea respectivă. La momentul în care se întâmplă lucrurile respective, este vicecampioana mondială în titlu, da, pierde finala din 90 așa cum o pierde, furată de la început până la sfârșit, cu doi jucători eliminați, și atunci tu jucai cu o Columbie care cred eu că a fost foarte sigură pe ea. Sigur că ne-a dominat și ai dreptate. Mi-aduc aminte, au fost două jucători. Noi încă n-am ieșit din... Bă, nu din mijlocul terenului, din 30 de metri. Din care a fost un asalt. Dar bine, a fost Gică care i-a dat-o lui ăla. Păi bine, cine făcea și nouă la antrenament de Hagi. Fai de capul meu. Băi, nene, când erai, el Gică are 37 la picioare, să fim clar. Da, știu. Dar el când lovea mingea, băi, o lovește, mingea trebuie să o lovești, zicea el. Bă, în mijlocul ei nu trebuie să dai tare ca nebunul, zici, bă, ce șut tare. Nu, mingea trebuie lovită în mijlocul ei. Gică o lovea în mijlocul ei cu piciorul la mingea, așa, pac, doar atâta. Bă, și cu tenisul se învârtea. Cine făcea la antrenamente? Păi dacă te prindea jumătate de metru afară din poartă, direct, era gata. Te pleznea. 40 de metri, de la, se uita la tine, e primul lucru care se uită tot timpul. Să te vadă dacă ești ieșit. Se uita la portar tot timpul, când era dincolo de jumătate, se uita la portar. N-ai văzut că după aceea și la Real și la Barça a dat o grămadă de bără. Da. Bine, lui Sterică, ce a făcut lui Sterică, i-a dat și de la vestiare. Că ce amică la finala cupei atunci la Brașov? La Brașov. Mai avea puțin și de la duș, i-a dat-o la Sterică. Îi dă cu Sportul Studențesc, îi dă pe Dinamo. Și eu atunci am debutat la meciul la 5-0. Așa. Aoleo. Da, eu atunci am debutat la 5-0. Sportul mi-a dat primul gol din Liga 1, Mircea Sandu. I-am intrat la 3-0, mamă, ce i-a făcut lui Bucu, săracul. I-a dat de la cu... Da, dacă te prindea și numărea, te n-aveți. Mi-aduc aminte perfect de meciul ăla în groapă. A fost groaznic pentru voi. Eu am mai scos vreo 4 la meciul ăla. Și eram debutant. Pe bine, mă, i-a prins și nasul. A prins de asta. Am jucat fără 7 titulari. A dat de toate, este lovitură liberă și adevărul că era năprasnic, avea un stil să tragă, nu știu cum noi va făcea mingea, o lua și o dată să lăsa în jos, nu știu, avea o... Da, și nu se învârtea, deci o lovea exact cum toc. Plesnea. Și tu spui asta, ce spune Gică și am vorbit cu el de atâtea ori, cu procedeul ăsta de a o lovi direct în centru de greutate, spune el, da. Este ca și cum ai spune, dumneavoastră, poți să-l bați pe Kasparov fără probleme, trebuie să găsești combinațiile. Păi, noi știm că aia trebuie să găsești combinația, dar numai el le găsea. La fel și la vânt. Mai Hagi putea să lovească, așa că în rest n-a mai lovit nimeni de atunci nici acolo. Ne era greu fără Gică, că nu juca Gică, ne era o frică de... Da? Știam că o lua și rezolva cazul. Păi dacă te prindea unul la unul, n-avea ce să-i faci. Adică el și nici măcar nu se uita la ea, mă, frate. Băi, ce cu avea legată de picior. Păi am văzut mai devreme. Da, golul, are un golul lui Răduceoiu, da. Golul lui Răduceoiu, care pleacă de la acțiunea lui Gică, de la centru. Și culmea, pe mine nu m-a pompat niciodată în Liga 1, Gică. Și l-am jucat și un meci la Cluj cu Cluj, cu Steaua, i-am apărat 12 metri. Unul în stânga, unul în dreapta. Nu știu ce aminte de meci. I-am condus 2-0 lui Toni Dobo și German, cu Porumboiul la centru. Dumnezeu, pe bune. Da, frate. Și a fost... Omul în jurul căruia s-a întâmplat totul și s-a catalizat toată echipa și voi ați crescut. Noi știam grație să nu luăm. Bine, aveam la mijloc, aveai Lupescu, aveai Dorinel Munteanu, alergau, aveam ce dracu, aveam Belodedici. Uite-te aici. Gata. Exact ce face vorbeai, la pisp ăsta a ieșit. Da, nu să, băi, se uita cum are mingea pe ce o să uita la tine. Și atenție, nu e prima oară în meci. El mai încearcă. Nu, mai încearcă, Da. Aici intră, dar mai are încă una de la distanță foarte mare. Așa este. Care trece un pic alături. Dar într-adevăr, mă, ești ce zici tu, băi, deci era linia aia de mijloc. Păi da, și linia de fund, cu Didi, Gică, Popescu, Belodedici. De fapt, ce zic, linia de mijloc, mă, că era totul era perfect. Adică, bă, aveai o bancă. Și ciudată, totuși un pic. Alcătuirea. În ce sens zici tu ciudată? Păi, linia de mijloc este un pic bizară, pentru că noi jucăm fără un mijlocaș dreapta de meserie, unde este trimis Hagi să joace. Pe piciorul, ca să vină pe piciorul, ca să piciorul vină pe stângă. Pe piciorul stângă. Da, corect. După care, jucăm cu doi închizători, și Lupescu și Gică Popescu, iarăși
în acei ani nu era moda asta cu doi închizători, abia mult mai târziu, mult, mult mai târziu, mai trece un deceniu în toată construcția asta teoretică a fotbalului până se trece la 4-2-3-1 unde cei doi sunt pivoți, da, cum spun spaniolii azi, jucăm cu niște fundași laterali care sunt foarte sus, foarte sus în practic extremele noastre și culmea, o echipă care dă 3 goluri Columbiei joacă și joacă tot turneul așa, cu un singur atacant. Dar când scăpam pe contraatac eram brutal. Pentru că din 4 pase eram la parte. Pentru că Hagi acopera tot. El venea cu o influență, în primul rând vă dădea siguranța de care ai spus. Dar știi că el acolo nu și face nici ceva. Era Dumnezeu, da. Și tu intrai în biserică și știi că dacă te rogi, te ajută. Și v-a ajutat. Emoția e, repet ce am spus mai devreme și am avut asta în cap în tot acești 30 de ani. Sigur că trăim emoții în fiecare zi. Mai mari sau mai mici, mai intense sau nu. Dar e legată strict de orgoliul ăla, de performanță. Nu te poate emoționa o mediocritate. Da, nu te poate emoționa decât Zorba Grecu în scena finală. Sigur că tot filmul e colosal. Filmul e o capodoperă. Mă, dar scena finală, când se prăbușește toată acea construcție a lui pe scripeți aia și funicularul ăla care... Da, da, da. Și el, după ce îi pierde ăluia, englezoiului, toți banii și tot, are puterea să danseze și englezul care e cel învins acolo, în loc să-i reproșeze ceva, îi spune: "Teach me to dance. Will you?" Învață-mă să dansez. Asta v-a învățat Hagi pe voi. Eu asta cred că s-a întâmplat. Voi ați prins o încredere, ați mers pe mâna unui om total acolo, ca la poker. Nu știu dacă avem voie să... Da, nu e problemă. Tu faci o comparație. Ați mers pe mâna lui. Adică ideea asta, dacă noi ne apărăm, dacă noi stăm bine în poartă, dacă noi închidem aici, el va face ceva. Rezolvă cazul el. Și va rezolva. Așa a fost. Lucrătură, da, frate. Am reușit să îi conving că asta este viața voastră. Da, și cred că ne uităm și în film, povestea e întreagă, ne uităm la... Noi vedem un trailer acum. Da, pentru că generația de aur acoperă 10 ani. Sigur că apogeul e al vostru. Apogeul e 94, apogeul sigur, e corect, 94, așa este, da. Dar sunt cele 3 mondiale. Așa da? Este. Mondialul din 90, unde Emery Kenney stă pe bancă, mondialul din 94, unde secundul lui de la... Hai să spun una, cu Emery United de Italia. Și eu trebuia să merg în Italia. Am făcut vizita medicală al 4-lea portar. Eram la Ucluj. Am o istorie mai, mă rog, în 88 eu n-am putut să mai ies din România 2 ani, că fratele lui mama a fugit în Italia. Și eu fiind la Dinamo, după celebru Steaua Dinamo, când a ieșit Steaua de pe teren la finala Cupei, eu am fost rezervat numărul la meciul ăla. Dar înaintea meciului dimineața a venit șeful securității, ceistul nostru Neilie, cu Lucescu, Liviu Maior, tata lui George Maior, fostul ministru al învățământului, Ioan Rus, fostul ministru de interne, Maior era președintele lui Cluj și eu am rus vicepreședinte și ne-am zis: "Băi, Florina, tu ai o situație delicată. Tu nu ai voie să mai ieși din țară, pentru că fiind rudă de gradul 1, eram și portar eliminatoare de tineret." Păi zi, ne-am zis: "Și ce să fac? Du-te mă la Cluj, uite că se accidentează Iașcu, uite aici ai președintele Cluj și președintele, te duci la Cluj." Și zic: "Domnule, eu nu mă duc la Cluj, ce să caut acolo? Eu sunt portar titular echipei naționale." "Păi, băiatul, tu nu înțelegi că nu mai ești din țară? Nu mai voi să ieși din țară o perioadă?" Și m-au convins și m-am dus la Cluj. Și 90 eram, când a venit Revoluția, m-a prins la Cluj. Eram la Revoluție, m-a prins la Cluj Revoluția. Așa. Și în fine. Și l-a luat Neemi pe Liliac al patrulea portar. A fost Lung, Stelică, al treilea. Liliac, și Liliac, al treilea. Liliac, al treilea. Da. Și a făcut și o vizită medicală. Liliac unde juca? Nici nu la Petrolul. La Petrolul. La Petrolul. La Petrolul. Băi, și după atâția ani de zile, când a venit la echipa națională, Neemi a mai fost într-o perioadă, a fost și cu Loții, un fel de consilier, a venit și știi ce mi-a zis? "Băi, Florin, au trecut atâția, vreau să-mi cer scuze. Dar de ce să vă cer scuze, Neemi? Că nu te-am luat în Italia, mă, pe tine. Tu trebuia să meritai." Am vrut să spun de mult chestia asta. Erai și tânăr, dar și de ce l-am luat pe Liliac? De ce, Neemi? "Pentru că m-a ajutat, mă, el mi-a fost portar." Liliac fusese la Steaua înainte, în 89, perioadă. "Bă, pune-te și în locul meu acum, de-aia, dar uite, îmi cer scuze și să știi că am murit și față de tine." Pe cuvântul meu, dacă nu mi-a zis Neemi atunci. Om. Da, dar un om incredibil. Lumea spunea despre mine că sunt Maradona din Carpați, dar cred că am fost mai bun ca el, am jucat mai bine și
am ieșit cu capul sus. Și mai e ceva cu generația asta de aur. Eu am o teorie a mea. Eu cred că toate echipele și în anumite momente au fost generații de aur. Generația de aur, putem să spunem că am fost și 30, nu mai spun în 70, nu mai spun generația de aur a Craiovei, da? Generația de aur a Stelei. Nouă ne-a spus lumea și voi, generația și presa, generația de aur, probabil datorită rezultatelor din America. Păi, nu probabil, dar, sigur. Dar generațiile, eu cred că au fost mai multe generații de aur, nu numai noi. Sigur. Dar noi, nu cred că se referă doar la rezultatele din America. Noi nu de aia le spunem generația de aur. E generația care a adus cele mai mari satisfacții. Exact, pentru că se întinde pe o perioadă, lungă. Da, nu e legată doar de America. Începe cu Italia 90 și încheiem 10 ani mai târziu cu Euro din 2000. Dar cea mai importantă, sigur că sunt cele trei echipe campioane, cele trei echipe campionate calificate la mondialele din anii 30 la rând, dar cea mai importantă și ca joc și ca valori strânse e cea din 70. În primul rând, calificarea României la mondialul din 70 este într-o grupă infernală, Elveția, Grecia, care au echipe mari, dar în primul rând Portugalia, celui mai mare fotbalist al Europei în acel moment, Eusebio. Să nu uităm, Portugalia la mondialul din 66, ia medalie, termină pe locul 3, intră cu noi în grupă și o lăsăm acasă. Să nu uităm sau să aflăm, depinde de generație. Iar în Mexic intrăm în așa zisa grupă de la muerte, grupa morții numită de ei, de mexicani așa. Da. Ceoslovacia, Anglia, Brazilia, vorbim de Anglia, campioana mondială în titlu, și de Brazilia, cea care avea să ia peste 2-3 săptămâni titlul mondial. Deci noi suntem cu ei în grupă, jucăm fabulos, batem Ceoslovacia, pierdem nemeritat 0-1 cu campioana mondială și facem cel mai frumos meci al mondialului cu Brazilia, pierdem cu 3-2. Atenție, în finală Brazilia bate 4-1 Italia. Cu noi în grupă e un 3-2 onorabil și un meci în care s-a jucat fabulos. Mai departe, toți acei jucători, ca și voi, sunt niște jucători neînțeleși. Pentru că, uite, poate îmi dai sau poate nu îmi dai dreptate, eu cred că generația 70 se împlinește foarte târziu și mai ales prin cei doi jucători din Amoviș, Lucescu și Dinu, care reușesc să influențeze, dar mult după retragerea lor, fotbalul românesc, iar voi, generația de aur, nici acum nu sunteți, după părerea mea, răsplătiți sau ocupând niște poziții cheie în fotbalul românesc care să aducă acele să poziții ca un fel de recunoaștere, de a valorii și a experienței, a puterilor de a schimba niște lucruri în bine. N-am avut nicio șansă și știi foarte bine că am încercat, am prima dată Gică Popescu, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat înainte cu o zi de alegeri când a fost condamnat. Ei, și a încercase și mai înainte cu Mircea Sandu. Aia a fost o mare mizerie ce s-a întâmplat atunci cu alegerile când a ieșit Burleanu. Acolo a fost punct ochit, punct lovit. După aceea am încercat să-l aducem pe Ionuț de la UEFA. Haide că încercăm, vorbim, haide să mai încercăm o dată. N-am avut nicio șansă. 78 de voturi. Mai mult, din contră, că noi când l-am adus pe Ionuț, când l-am convins să intre în bătălia asta pentru federație, nu l-am adus de capul nostru. Noi am vorbit cu niște oameni și noi. Am cerut niște garanții, adică nu aducem pe om să ne batem joc de el. Ne-au mințit, ne-au călcat în picioare. Nicio șansă n-am avut. Cred că nu numai așa. Cred că și societatea v-a ținut în fotografia aceea de atunci, din 94. Băi, eu știi ce nu v-a înțeleg? Fixat acolo. Bă, lumea ne ceartă, până noi și acum ne ceartă, nu? Mă opresc cu oamenii, așa, în parcul. Băi, Florin, dar nu faceți nimica pentru fotbalul ăsta și voi, bă? Dați-l, bă, afară pe ăsta. Băi, dar chiar așa nu puteți faceți nimica? Băi, și oamenii nu știu ce să le spui, că ei nu înțeleg că nu votați voi, că dacă voi ați vota, eu sunt convins că 100% din suporteri ar vrea să fie președinte de federație la noi la fotbal, cineva care vine cu o viziune, care iubește sportul ăsta, care a făcut ceva pentru sportul ăsta.
Și lumea nu înțelege, știi? Hagi a făcut, de pildă. El a luat-o pe cont propriu. El a plecat. Și a venit cu banii lui. Cu banii lui. A luat-o pe un drum. Și în continuare e tot pe drumul ăsta. Păi în continuare e pe banii lui, pentru că, mă rog, lumea știe mai puțin, dar foarte multe dintre contractele publicitare care se descarcă în Farul Constanța, de fapt, tot vin legate de numele lui. Absolut. Și el zice, domnule, lasă că îl facem sponsor la Farul. Dar, de fapt, omul când vine la negocieri, el vrea să lege de numele Hagi. Corect. Absolut. Corect, adică dacă presupunem până că la un moment dat Hagi o să plece de la Faro, nu știu, făcând un exit sau făcând ce vrea el, că s-a săturat sau poate se duce la alt nivel, în altă parte, o să vedeți că nu va mai fi așa ușor pentru Faro. Gică ar putea să fie și acum, are oferte din ce știu, echipe naționale mari care îl doresc, plus echipe de club. Eu cred că va veni momentul în care va face și pasul ăsta, dar vezi, asta are copilul ăsta lui, academia asta și cu echipa și cu... La Constanța se va face stadionul nou, Constanța va fi un pol important în fotbalandie, o să vedeți. Sunt, cum spuneam, grație lui, totul e... Totul de grație lui. Băi, exact, el a făcut și șoseaua care duce la stadion, nu i-a făcut-o nimeni, el a făcut-o, el a plătit-o cu banii. Șoseaua a tras lumină. Tot ce vrei. Eu nu vreau să-l strânesc acum pe Hagi, dar vreau să spun că, după părerea mea, academia lui o să rămână academia lui și dacă el se va duce să antreneze o mare echipă națională. Și oricum, mie mi se pare că între timp a căpătat o experiență uriașă, inclusiv ca antrenor. Deci nu mai e Hagi de la începutul carierei de antrenor. Sigur. Hai. Și are numele lui, are o greutate și mai mare, după părerea mea, astăzi față de ce avea atunci, pentru că s-au mai adăugat niște leere noi, niște valențe noi la el. Deci... Ei, să nu uităm că el ia două titluri de campion cu două echipe pe care e obligat să le, practic, să le vândă, a doua zi după ce a luat titlul. Exact. Și o ia mereu de la capăt și... Mai bine, mă, dar el respiră, mă, fotbal de dimineața, de la ora, de când se trezește. Bine, să stai cu el la o masă, adică n-am... Știu, e nou, nici poți n-are altceva. Poți să stai cu el la o masă, poți să stai cu el la o masă, dar nu e masă. Dar nu e masă, adică e să fotbal. Vii mâncat și cu cafeaua băută, pentru că n-ai șanse să... Ia furculița, ia palea, hai să spun eu cum e, taci, mă, Nicule, nu știi nimic. Ia... aia de cafea, face sistemele, începe iar. Băi, zic, hai mă, te rog eu frumos că suntem și noi la o masă. Băi, iar tăceți, mă, haideți să vă zic eu cum e. Are multe valențe. Marius își amintește astăzi de pe vremea mondialului când erai cu Hagi. Da. Are în același timp lucruri extrem de firești și, cum să zic, o latură umană cu totul aparte și nu e întâmplător. Nu, la el nimic nu e întâmplător și tot de acolo va veni, părerea mea, o upgradare, undeva fotbalul românesc va lega povestea de generația de aur. Eu am genul care dă, ce vreau să spun. E genul care întoarce. Dă cafea la o parte ca să spună ce e cu fotbalul românesc, dar e și genul care, dacă tu ai rămas cu ceașca goală de cafea, și după aia zice, sigur că te servesc eu. El are o umilință sinceră în fața oricui. O smerenie, noi o înțelegem. Da, el, Lucescu folosește termenul ăsta. Trebuie ca antrenor, ca om de fotbal, să fii mereu umil, pentru că așa poți să-ți înțelegi cu echipierii, jucătorii, nu trebuie să fii arogant. El vine și dintr-o familie, eu l-am cunoscut și pe... El are o bunătate... O familie de un bun simț. Așa este. Neaiancu, nu-l chema pe taică-su. Da. El venea, venea la noi la cantonament tot timpul și când intra acolo, îl vedeam, râdea și cu ochii Neaiancu când îl vedeam. Băt, simpatic, păi, foc. Apropo de liderul generației de aur, am fost de multe ori cu el la bază, coborâm din mașină, da? În parcarea de la Farul de acolo, Viitorul cum era, se deschide ușa, coborâm și primul lucru, Hagi spune femeii de servicii care mătură frunzele, da? Sărut mâna. Da. El nu doar că o plătește pe acea femeie de angajata lui, toți sunt angajații lui. Toți, dar sunt și colaboratori. Tot ce acolo. Pentru el nu sunt angajați. Nu, exact. Pentru el sunt coechipierii lui. Și e un moment să vezi asta. Bine, ne-a obișnuit cu așa ceva. Deci el spune mereu o frază, apropo de, nu, regele îi spunem noi presa. Da, noi. Noi. Și ați văzut vreodată rege în training? Eu la 8 dimineața sunt, mă uit la aia de 12 ani, la 9 da. Jumate trec la aia de 14, la 1 vin ai mei, ăștia... Da, respiră așa? Fotbal, ai zis bine tu. Da, să lucrez că e ușor să lucrez cu el. Ei, sunt convins că nu e ușor. Păi, mă uit la săracul, la Fane, la Preda. Fane a fost cu noi în America, al treilea portar. Păi, când e ăla, cu lua Ioane, cât un gol nasul, și când mă uit pe Agică, cum se întoarce direct la Fane. Păi, Fane săracul, ia-l, bă, în cap. Băi, și când el ia, băi, ți-am zis, băi, nu e ușor de lucra cu el. E atât de, băi, vrea să fie totul.
Și cred că asta e o problemă a lui, care și o spunem și noi, bă, nu o să poți să rezolvi în viața ta. El vrea să facă totul cum a fost el, sau jucătorii să fie să cum fie a fost toți el. La nivelul la care a bă, fost el. Nu se poate. El a avut harul ăsta de la Dumnezeu, nu poate să fie toți, dar el asta dorește. Asta dorește. Și de-aia e atât de exigent și l-ați văzut că mai se enervează și astea. Da. Știi ce cere? Lumea poate să creadă greșit că cere fotbaliștilor să fie ca el. Asta nu cere, că știe că nu se poate. El cere implicarea lui, devotamentul lui. Sigur că el nu poate să-i ceară lui Luis Munteanu sau lui Grameni să lovească mingea cum așa cum o lovea el. Dar își dorește. N-are. Sigur că da. Dar el vrea seriozitatea, devotamentul, cinstea lui față de acest joc. Da. Așa e, da. E, dar vezi, noi suntem foarte mulțumiți, uite, că a făcut așa cu Ioni. Da, foarte că a ajuns în portar și a ajuns unde, trebuie. S-a integrat imediat. Păi da, mă, dar la voi se investește. Stai puțin, v-ați luat acum ultimii patru jucători și ați luat actul central, ce mai important. Voi n-ați mai stat să luați un portar, păi dacă vă prindeam la negocieri cu Ioni. niciodată în viața voastră. La ea și primul lucru îmi zice, bă, ce tot transferați băi acolo? Păi voi un portar aveți, mă, nevoie. Dacă pleacă, mă, Horațiu mâine. Da, eu am spus de la meciul cu Elveția din Franța. Și zic, mă, cum să plecem mâine? Bă, ascultă-mă de aici. Da, 100%. Păi bă, nene, nu-l dădeam drumul ăsta. Mamă, și Vardea și Buza acum, că era în... minim un milion vă luam. Dar vezi, Gica a avut nevoie de, ați avut bulan, că Gica a avut nevoie de bancă, nu l-a știut nimeni acolo și ați luat un portar, ascultă-mă ce spun, pe nimica. A avut și un partener de negociere, știu ce zici, și sunt perfect recunoscător pentru acest transfer extrem de reușit. Aici n-a mai fost vorba, că stai să vedem de adaptare. Vreau să zic că și Gica a avut un partener de negociere extrem de serios, cu care cred că i-a făcut mare plăcere. Și care cred că este o relație bună între Rapid acum și... Eu așa cred. Și să nu uităm că... schimbul comercial, cum se spunea pe vremuri la telejurnal, între Faru și Rapid, schimburile comerciale au depășit cifra de 1 milion de euro, pentru că mai întâi a fost Borza, da, pe care îl apreciez în mod deosebit, vreau să declar și public acest lucru. Ăsta micu are mult de lucru. Are mult de lucru, dar e un băiat extrem de talentat, care eu cred că o să ajungă foarte mult. L-am văzut pe faza de apărare în spatele lui acolo, problem, la mingile astea lui, mă refer. Sunt de acord cu tine, dar e un talent în el pe care l-am ochit de la primul meci. Mare, mare talent. Vreau să fac așa o groapă acolo, să intru înăuntru și să pun deasupra pe mine, să nu mai văd pe nimeni. Azi, neapoiul le schimbă, dar nu se uită la mine deloc. La acel campionat n-a fost prezent și Marius Lăcrătuș. I-am făcut o mare nedreptate. Te doare. Și mai ales când poate aceste lucruri au venit de la oamenii care, ca și antrenori, mi-erau cei mai apropiați. Care a fost, că nu mai amintesc atunci, acum de n-a ajuns celebra motorită? Îmi spun eu, Lăcă s-a accidentat în meciul de la Cardiff, s-a accidentat, noi am fost plecați în cantonament, am stat la Ostend, în Belgia. Și meciul de la Cardiff, vorbesc. Și s-a accidentat înainte de meci. Nu, și a făcut o ruptură și... Dar oricum a venit la meci. O ruptură. Și după aceea, nu știu ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, drama a fost... Dar a jucat 7 meciuri în calificările alea. Și mai mare. Da, păi tocmai de asta. El are contract, deci lucrurile sunt mai dureroase decât par așa pe hârtie. El are contract în Spania, la Liga, cu Oviedo, și renunță la contract, denunță acel contract, care era foarte mare față de ce se întâmpla la noi, da? Tocmai pentru a veni în țară, să joace, ca să prindă campionatul mondial. Mai mult decât atât, așa are și discuția cu Puiu Iordănescu. Dacă joci meci de meci și te văd așa, sigur că Marius ești acolo. Și atunci el renunță la acel contract foarte, foarte puternic. Vine, joacă în preliminarii și când trebuie să se urce în avionul de America, metaforic vorbind, e lăsat acasă. S-a mai întâmplat odată asta, știi când? Un jucător fabulos, cu Balaci, înainte de campionatul european din 84, unde el e cel mai bun fotbalist al acelor preliminarii, el practic bate Italia de unul singur aici. Așa la București. Este, da. Deși golul a fost al lui Belloni. Al lui Belloni, din pasa lui Balaci, genială de la lovitura liberă. Ideea este că noaptea dinaintea plecării, Mircea Lucescu, e un lucru foarte puțin cunoscut, le spune, îi strânge în hol la Hotel București, îi zicea pe vremea aceea, cum îi zice altfel. Da, Radisson. Da. Și le spune, mă mai gândesc până mâine dimineață, mă gândesc în această noapte, ei sunt 30 acolo, e și o poză celebră făcută pe 20 cu tot lotul dinaintea deciziei, și dimineață
la ora 7:30, la ușa celui care va bate, se va bate, se îmbracă și merge și plecăm în Italia și apoi în Franța. Era un mic antrenament înaintea turneului final în Italia și apoi se pleca în Franța. Așa. Balaci intră în cameră, el avusese probleme cu accidentarea, el spunea că era refăcut. Majoritatea colegilor lui spun asta, alții câțiva spun că nu. În fine, se bagă în pat. Erau toți cu logodnice, cu soții, după caz, pentru că plecau într-un cantonament și apoi turneu final de o lună și jumătate și i-a lăsat în acea seară, dinaintea plecării, cu soțiile, cu partenerele. Și el se așează între perne așa, nu în poziția de a se culca, și Dana, soția lui Ilie, îi spune: nu trebuie să stai de veghe, stai liniștit, poți să te culci, să te odihnești, pentru că o să stau eu de veghe. O să stau eu, nu-ți face griji că o să bată și n-o să auzi. Și Ilie îi spune Danei: nu de asta am stat, mă gândeam, stai și tu liniștită că la ușă la noi nu o să bată nimeni. Și într-adevăr dimineață nu bate nimeni la ușa lui și lotul pleacă la Euro fără Ilie Balaci. Dobrin ratează mondialul din 70, Balaci ratează singurul turneu la care putea să ajungă europeanul din 84, Lăcătuș ratează mondialul. Înseamnă că de aceea mondialul când l-a adus la Dinamo, păi Ilie era la Dinamo, l-a adus Mircea Lucescu, l-a adus Neamircea la Dinamo. Nu mai era, juca foarte puțin, se vedea piciorul. Era accidentat, era rău. Dar probabil că îl aduce ca o reparație. Ne-a marcat viața, cariera. Ei, am zis, băi, fii atent că te bagă mâine Ilie să joci și dai două bastărci. Pe cuvântul meu, domnule, să-mi întrebați pe Ilie, așa i-am zis, bă, două, dai, fii atent ce spun. Și așa a fost și a dat două goluri. Băi, ai zis asta? Da, înainte de meci seara. Dar ce ți-a venit? Ai simțit așa? Nu știu ce mi-a venit. Nu, îl vedeam supărat, îl vedeam șucărit. Iar primele două jocuri, bă, dar neapoi nu l-a scos. Iar primele două jocuri, să știi că n-a fost Ilie Dumitrescu, da. Noi. Și îl vedeam supărat, îl vedeam, cred că se gândea că nu-l bagă să joace. Și noi eram, ne știam de copii, am crescut practic aceea generație, la Petre Mihai, la Steaua, eu la Timar, la Dinamo. Da. Îți dai seama, ne știam. Și hai mă să liniște, să lase. Și am zis, bă, lasă-mă să liniște că te bagă, frate. Nu mă bagă, bă, mâncați. Și bă, tu nu auzi, bă, că te bagă și două bastărgi, dai, spune fratele tău. Nu și mai vine să-i zic. Două, dai, fii atent ce spun. Păi de-aia e la primul gol când îl dă pe primul, vine la mine, nu se așteaptă să le ia în brațe. Vine la mine în poartă. Se crede că e chiar așa, da. E poza celebră cu, da, cu el, da, în brațele tale. Vine la mine, da. Și da, i-am zis că două, da. Vezi, noi ne gândeam, eu uite-l pe ăsta, mă gândeam, stelistul s-a dus la Dinamo Vist, să-l ia în brațe pe ăsta. Dar noi stau și Dinamo, eram frază, mă, păi, dar noi știi cum eram, uite așa, Lăcă, Belo, eu, Lupescu, Răducioiu, nu știu că suntem, nu ne înțelegeam, ei nu se stăteam Dinamo cu Dinamo, dar stăteam Dinamo cu Steaua. E și o chestie simbolică la această generație de aur și la momentul ăla, Rose Bowl și Pasadena după aia, pe lângă faptul că marea majoritate jucau afară, deja suntem la 4 ani după Revoluție, la echipe importante, dar erau și câțiva jucători și acoperă marile echipe ale noastre din istorie. Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova. Da. Sunteți, ești tu cu Gică Mihali Dinamo. Dorinel Munteanu, care fusese Selimeșii. Nu, eu vorbesc în momentul ăla, în clipa aia când se joacă, sigur că toți veniți de undeva, sigur. Da? Gică Popescu de la Craiova și așa mai departe, Agi de la Steaua, Faru. Steaua, Faru, Sportul. Steaua, Faru, Sportul, Steaua. Steaua. Faru, Sportul, Steaua. În momentul ăla sunt jucători care aparțin, sunt legitimați. Tu cu Gică Mihali la Dinamo, Gâlcă, Panduru și cu Didi la Steaua. La Steaua, da. Iulian Chiriță la Rapid. Rapid, da. Papură și Stângă Craiova. La Craiova. Fane Preda și Petrolul. Fane Preda. Deci, da. E totuși, a făcut, e o energie care arată că, domnule, marile echipe sunt și ele acolo. Păi, dar vreau să spun ceva? Generația asta, să știi că a crescut datorită acestor rivalități. Păi, ce, frate, la Craiova, jucai la Craiova, Dinamo, Craiova, Steaua. Păi, înainte să lua campionatul și plus 2, cum era vremurile, da, plus 1. Da. Bă, meciuri atât de încrâncenate. Nu știai ce se întâmplă. Nu știai ce se întâmplă, care cu care. Și de asta, e, vezi, după aceea, mai ales în ultimii ani, dispărând, Dinamo nu mai este ce, acum Rapidul revine. Dinamo nu, Craiova nu, e FCSB-ul care
dar nu mai e campionatul, nu mai e nu mai erau bătăliile alea, știi? Da, 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 da. Pentru că nu mai e lumea aia, Florin. Da, nu mai e lumea. Și eu cred că nu mai e lumea. Nu mai e lumea, nu mai e puterea dată și de calitatea jocului și e de număr de oamenilor, de implicarea societății. Atunci trăiai pentru așa acum ceva. Acum e Uniunea Europeană, e libera circulație, nu vezi că avem noi după... Deci când am intrat în Europeană mă gândeam că o să vină foarte mulți jucători străini. Bă, dar nu credeam că după un an de Uniunea Europeană să avem procent campionatul românesc 40% străini. Acum știi cât avem? Ne ducem spre 80%. Așa cred și eu, da. Spre deci, îți spun anul ăsta cel puțin transferuri. Îți dau o echipă, UTA Arad. Da. Știi câte transferuri a făcut din vară până acum? 29. Numai jucători străini. Da, pentru că asta e Iașu bine. La fel. Asta e viața. Da, da, băi, da. Este și incredibil. Noi și atunci ai noștri unde să mai joace, frate? Păi, ce să-l... Dar și noi avem 5 milioane de români plecați. Plecați. Da, plecați. E aceeași balanță, sau mă rog, e un soi de echilibru. E, multe lucruri s-au schimbat. Multe lucruri s-au schimbat pe care la vremea respectivă, na, eu nu mi-amintesc pe vremea lui Neanicu să fi fost prea mulți fan Liverpool în România. În schimb, mi-aduc aminte de meciul Liverpool-Dinamo. Eu am fost copil de mici în spate. Eu am fost, fost în peluză. Știi ce am făcut la meciul ăla? M-am dus după meci la Grobelor să-i iau mănușile. Și nu mi-a dat, dar m-a luat așa de gât și hai cu mine în vestiar. Și m-a dus în vestiar, l-a băgat în vestiar și a deschis borseta unde ținea mănuși și zic, bă, pe ăsta îmi dă mănuși până la urmă. Noi pe vremea aia, numai Moraru avea mănuși. Mi-a dat o șapcă. Și acum în șapca lui. Bun, șapca roșie cu Liverpool, cu cocoșul aici. Bun, bun. Băi, dacă nu mergeam cu șapca aia la școală, dacă pe stradă, da, toată lumea. Da, la meci cu Liverpool. Astăzi eu cunosc personal foarte mulți fan Liverpool din România care nu se uită, sunt legați la campionatul ăsta. E puțin altfel, adică lucrurile s-au schimbat. Sigur, și pentru că acolo vezi un alt nivel de joc, e alt spectacol. Aici avem probabil cel mai mare fan Atletico Madrid pe care îl cunosc eu dintre români. E abonat, e... N-am ce să zic, tot de respect. Adică... Eu también. Ați comis o seară, v-a bătut Sevilla. Ne-a bătut și alaltă. Punem acum la suflet toate lucrurile astea. Tu știi că noi suntem antrenați. Trebuie să, exact, trebuie noi suntem, să-ți accept. Noi suntem bucurești la înfrângere. Trebuie să, apropo de societate, aveam un fotbal bun, dar o societate care n-avea altceva. Da. Și atunci, apropo de meciuri, de fanii Liverpool, știi câte meciuri s-au transmis de către televiziunea română în 1900? Știți, o întrebare pentru amândoi. Câte meciuri s-au transmis, da, în anul 1989? Înainte de Revoluție, zici. 89. De la 1 ianuarie 89 până la 1 ianuarie 1990, câte meciuri... Competiție internă, echipe naționale, total. Câte meciuri s-au dat la televizor? Mi-e teamă că în 89 cred că mai nimic. Vă spun eu. 5 meciuri. În 89? 5 meciuri. Atât. Păi Danemarca 100%. Așa. Ce a mai avut în 89? Păi a mai avut traseul Stelei în... A, finala cu Milan. Cu Milan. A mai avut Steaua cu Eindhoven în toamnă. Ambele meciuri, 3 și cred că au mai fost vreo 2 meciuri. Bine, 5 meciuri. Naționale. Acum, erau 2 ore de program toate. Unde se mai încapă și meciuri? 5 meciuri. Pe zi, 2 ore pe zi, vreau să zic. Acum avem mai mult de 5 pe zi. În weekend mai mult de 5 meciuri. Așa este, pe da. Zi. Așa e. Da, ce vorbești? Da. Că eu sunt, de-abia balez între alea 4. Sunt tata, cred că copii în cură mă gonesc. De aceea și statutul vostru de generație care mergea și a mers după Revoluție cu noi cu spiritul ăla de Revoluție, adică și Mondialul din 90 și din 94 și cel din 98, eram în presă. Voi erați cavalerii Pardaian. Noi așteptam ceva de la voi mai mult decât să bateți adversarul. Băi, Marius, dar a mai fost un moment important. Noi am pierdut o calificare despre care lumea vorbește foarte puțin. Cea din 92. Cea din 92 la Sofia cu Bulgaria. Da. Băi, ce a fost la meciul acolo? După meci, ce bătaie la vestiare. Păi știi că noi... Bulgarii n-aveau nicio șansă. Ei au tras pentru scoțiene atunci. Da. Au ieșit discuțiile alea. Vezi, Doamne, că după aceea i-am prins și noi în 96 și ne-am răzbunat pe ei că am dat meciul Spaniei. O prostie, că eu am jucat la meciul cu Spania. N-a fost așa. Ne-a dat lui Enrique minutul 89 sau 90 gol. Da. Zicea lumea, nu, Doamne, că s-a răzbunat România pe Bulgaria pentru că 92 bulgari nu s-au dat la o parte să câștigăm... Să câștigăm noi. Nu, dar meciul ăla cu Bulgaria are și o altă poveste. Are și o altă poveste, o știu și eu. Așa. Povestea. Că s-a găsit domnul antrenor să-i schimbe 4 jucători după 20 de minute de la Bulgaria. Exact. Da, era 1-0 pentru noi și mergeau lucrurile bine pentru noi. Cine era antrenor atunci? Penev. Tatăl lui Lubov Penev. Da, vârful de atac de la Valencia. A schimbat și acolo a fost, da, mă rog, în fine.
Și am pierdut calificarea ultimul meci. A fost o durere mare, totuși că nu ne așteptam. Echipa era la fel. Da. Echipa eu am fost rezervă formidabilă, da. Marchează Adrian Popescu, colegul tău de la Craiova. Marcat, după aia rata Gică penalti. Ratează Hagi penalti. Ratăm penalti și pierdem calificarea. Deci, 92, ai singura sincopă într-un deceniu de calificări. În rest, merg toate bine și bineînțeles că ajungem și la momentul prezenței tale în istoria fotbalului românesc, care este evident. Știi că pe Angelo Niculescu, Dumnezeu să-l ierte, toată viața, toată lumea l-a întrebat un singur lucru. De ce n-a jucat Neangelo Dobrin în Mexic? În Mexic. Așa. Deci până în ultima clipă a vieții, eu am făcut o emisiune cu el cu vreo 6 luni înainte să plece dintre noi. Să revenea asupra acestei întrebări. De ce n-a jucat cel mai mare fotbalist și român? De ce, mai e o întrebare. Și de ce nu a apărat și Nearica mai mult? Păi erau... Nearica a apărat. Întrebarea aia s-a... Dar și Nearica a comis-o pe acolo. Da, păi eu am ajuns... El grande jucător. Eu am vorbit cu amândoi în aceeași emisiune. Povestește-l cu Dobrin, cu Pele. El grande jucător. Uite bă, ăsta știe că eu joc în grand. În grand. Și la tine întrebarea pe care... Bine, numai Rică putea să facă legătura asta. Asta știe că joc în grand. Grande și cu grand. Și la tine întrebarea... De ce n-a ieșit pe centrarea care îl viza pe Kenneth Anderson? Sigur că ai ieșit, dar nu l-am văzut. Cum nu l-ai văzut? Păi nu l-am văzut, că dacă uite-te și la fază și la tot ce vrei, eu mă uit la minge. Mingea vine din, centrează Nilsson din partea asta. El îmi vine, uite exact de aici. Bă, nu l-am văzut. Una din calității mele de bază era detenta. Eu săream mult de la pământ când săream. Păi la faza asta am sărit, uite atâta. Să uitați la picioare de pământ. Pentru că mingea mi era în brațe. Îți venea mingea. Îmi venea mingea în brațe, nici n-a fost nevoie. El mi-a venit de aici. Băi, după aia s-a transferat la Bologna, în Italia. Da. Știi ce a făcut lui Peruzzi, lui Paliuca? Exact aceleași goluri, la fel ca mie. Băi, exact aceleași goluri, frate. Bă, uite de aici. Bă, dacă am avut mingea în mână, mi-a luat-o din bă, am simțit-o în palme, frate. Da. Eu nu l-am văzut, că el mi-a venit din partea asta de aici. Asta a fost problema. Spune-ne, fii sincer în fața organelor statului. Ți s-a strigat? Nu mi s-a strigat, dar nici eu n-am strigat. Deci nu ți-a zis nimeni? Nimeni. Eu. Nu, dar nici eu n-am zis. Există și legenda asta. Dar nici eu n-am zis. Orică ai zis tu, orică ar fi strigat de bine. Păi numai că era Gică, era Gică lângă Popescu, mine, da. Și Didi era lângă mine. Așa. Bă, dar era o minge atât de simplă, a fost o minge de 40 de metri. Da, și da. N-ai strigat cu ei tu. N-am stricat, bă, da, că mingea era la mine în brațe, ce dracu. Da. Dar culmea că după aceea, la un minut... Un minut. Bă, am o intervenție, a fost intervenția campionatului mondial, nu știu dacă să mai aduce aminte. Nu cred că jos, a fost intervenția bară, tutur, și încă o dată tuturor mondialelor, da, că da, e cea mai bună paradă. Da. Cred că de-aia nu m-a schimbat Neapuiul la penaltiul. Căci bă, să că și-o fi revenit ăsta. Da, mă gândesc. Dar uite cum e, cum a fost. Da. Și am mai scos la 0-0 lovitură liberă, am scos-o de sub bară de aici, tot mi se pare că Brolin a fost, sau Dali, nu mai știu cine, și la meciul am scos și am luat golul ăla de... Da, e, da. Ce se vorbești, întâmplă, bă, frate? Na. E un coșmar? Nu, mi-a fost greu când am ajuns să... A trecut, da, mi-a fost greu când am ajuns în România. Păi am aterizat prima dată, am zis, domnule, vă roagă timișorenii, că sunt 10.000 de oameni pe aeroport la Timișoara, să aterizați la Timișoara. Eu eram ciugurit, noi am mai stat acolo încă 2 zile în America, am stat la New York. Da. N-am ieșit din cameră 2 zile. Dar nu numai eu. Ca să ne înțelegem. Noi după meciul ăsta, dacă te uiți când ratăm penalti și când se termină totul, da. Noi ne vezi pe toți se cerească ca popicii, le-am căzut jos din picioare. Tu vorbești de Suedia acum? Da, de meciul după meciul cu Suedia. Da. Ce amintire am și eu atunci. Deci noi n-am avut nicio problemă medicală. Am alergat, ne-a găsit dracii, tot la 1 am jucat. Mă, dacă mi s-a terminat meciul ăla, am căzut și fizic, și psihic, nu mai eram bun de nimica. Noi la vestiare, când am ajuns la vestiare, o parte dintre noi plângeam, nu ne uitam unii în ochii. Am căzut definitiv după meciul ăla. Da, atât de mare a fost șocul pentru noi. Pentru că am avut de 4 ori meciul în mână. Ta, Dumnezeu a fost de 4 ori cu noi. Momentul important. Radu egalează minutul 89. Așa e. Păi fratele meu, conducem 2-1. Eliminarea lor. Ratează primii 11 metri. De 4 ori a fost. Bă, de 4 ori am avut Dumnezeu cu noi. Haide. Și tot n-am reușit, bă, fratele meu. Mai mult decât atât. De-aia a fost șocul mare pentru noi, știi? Se pare că nu a fost doar eliminare. Hagi mi-a povestit la un moment dat
că ei nu erau un 10, ei de fapt erau un vreo 8, că vreo 2 aveau... Da, și nu puteau să mai facă schimbări. Nu mai puteau să mai facă schimbări și nu mai puteau merge. Aveau crampe. Da, da, da. Doi suedezi nu mai puteau. Erau un teren, dar nu mai puteau merge. Și fii atent, și zice, domnul s-a trezit la Timișoara. El a fost un moment în care mi-a fost, nu că mi-a fost frică, rușine. Băi, când am văzut, când a aterizat avionul, cred că erau vreo 100.000 de oameni pe aeroport. O mare așa de oameni, incredibilă. Și s-au dat jos din avion și eu am rămas în avion, frate. Și eram și ciugulit, că două zile ți-am zis. Da, 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 n-am ieșit din cameră. Supărare, n-am supărare. Ieșit. Vorbeam și cu Tibi. Tibi, ce faci? În cameră, frate, nu vreau, sau nu vreau să te văd, lasă-mă pace. Toți am stat închiși acolo, adică nu vreau să ieșim, să eram atât de afectați. Afectați, da. Ei, când au gen la Timișoara și eu zic, nu mă dau, frate, jos din avion. Și vine puiul, Hanțule, unde ești, mă? Dă-ne puiule. Hai jos. Păi, eu să cobor tu mataveșia, fără cum să mă dai eu jos din avion, ai nebunit? Vino cu acea că te iau cu japca. Și m-a luat așa, eram în training, m-a tras așa după el, mai mă trăgea. Bă, frate, și când am ieșit pe scara avionului și când am văzut atâta puhoi de oameni, când am început să strige toți, prunea, prunea, zic, aoleu, a scăpat, frate, mâncat. Am ajuns la București, după aceea primul meci în campionat, că la Galați, la Galați, știi cum e terenul, aproape de gardă. Da, da, bă, da. Și când am ieșit la încălzire, bă, dacă nu m-a luat unul sărac, bă, din minutul 1, toată repriza întâi, dă mamă, dă nevastă, tu-s gura mătii, tu-s morții mătii, băi, nenorocitule, băi, m-ai distrus, mie îmi spunea. La pauză, când am avut timp de el, dar l-auzeam, la pauză m-am întors de păi mâncați, dar mai poți, mă, fratele meu. Am divorțat din cauza ta, fute-te în gură să te... Da. Băi, mai nenorocit, am divorțat din cauza ta, am p***t-o pe aia de-am rupt-o. Bă, tu... Băi, am zis... Am aruncat televizorul pe geam. Băi, am bat, da. Cum ne manifesteam noi atunci la emoții puternice legate de fotbal. Incredibil. Da. Unde ai văzut meciul, Marius? Eram ziarist atunci, eram la ziarul Ora și am fost după meciul cu Argentina în piață și... Nicolae Cristache era directorul ziarului, mi-a spus, dar ai avut noroc, te duci și după meciul cu Suedia, pregătește-te, eram în redacție, pregătește-te să te duci, că va ieși lumea și mai, și mai și. Și l-am văzut în redacție, nu am, evident, n-am mai ieșit nimeni, n-am mai fost, nu, mint, au mai ieșit niște oameni, sigur nu așa, au mai ieșit niște oameni plângând. Am aflat, au fost colegi de mei, eu n-am mai avut puterea să mă duc, deci eram în redacție, am făcut cronica de meci și mă gândeam, știi, până la urmă poți să pierzi niște lucruri, toți pierdem lucruri în viață, dar când ți le ia Dumnezeu, soarta, mă, știi că ți l-a luat. Acolo a fost o tortură. Astea patru semne care au fost toate în favoarea noastră, adică momentul în care egalezi minutul 89, semnul și uitați-vă azi la meciuri, că tocmai ce am vorbit, că avem 7 meciuri pe zi. Uitați-vă la toate meciurile. Absolut la toate. Echipa care revine și marchează în minutul 89, mă, se alege cu ceva. Așa e. Fie a egalat și rămâne cu egalul ăla, fie dacă a dat gol, câștigă meciul. Da. După care ajungi, treci prin toate, te egalează cu om în minus, de fapt cu vreo 3 oameni în minus. Noi suntem 14 minute în final, în semifinală. 14 minute. Dăm așa golul minutul 100 și ei egalează în minutul 114. Vin loviturile de pedeapsă. Mă, nu că ratează, îl ratează pe primul ei. Dă ăla peste poartă, peste frate. Poartă, deci, mild, mild, parcă. Mild, mild. Mild, da. Este, cum să spun, cea mai bună pregătire psihică, cel mai bună încărcătură. Da. Toată lumea ar fi zis, gata, hai. Așa. După care... reușești, după ratarea lui Dan Petrescu, te redresezi. Pentru că noi nu pierdem la șirul celor 5 obligatorii. Imediat Ilie Dumitrescu marchează și redresează situația. Da? Eu nu știu ce s-ar fi întâmplat după aia. Am tot vorbit. Eu am refăcut filmul ăsta în 30 de ani, pe compropriu, ca să zic așa. Am încercat să vorbesc cu toți care ați fost acolo. Cred că am vorbit cu toți. Cine ar mai fi bătut? Dacă Belo ar fi marcat, cine ar mai fi bătut? Pentru că dacă Belo marca, se continua. Pentru că restul erau descălțați. Popescu mi-a spus că nu-l mai încăpeau și nu era singurul, nu-l mai încăpeau. Se umflaseră picioarele. Se umflaseră picioarele și nu mai... Păi el era al cincilea, trebuia să fie, Gică. Era pe listă. Da? Și... și așa a apărut Belo. Lui a zis, a venit Balint și i-a zis lui Belo, haide-mă că bastu. Păi, dar înainte cu zi știi ce a fost, nu? La antrenament. Am făcut penaltul înainte cu zi. Și finala
cine ratează pleacă la vestiare. Și în finală a fost Belo cu Petrescu. Belo cu Dan Petrescu. Cei mai buni la 11 metri. Și au ratat a doua zi. Fate, că... Și Belo, care bătuse în 91 în finala Champions League, Belo, da, Steaua Roșie Belgrad, da, frate, cu, bate cu, 11 cu metri și Steaua Roșie Belgrad ia cu Marseille Cupa Campionilor Europeni, da. Cu, și cu penaltiul bătut de, de Belo. Acolo mai e o poveste interesantă. Belo ia mingea din, pentru că nu trebuia el să bată, cum bine ai spus, se sacrifică, da? El nu, nu se trece. Belo, pe... Belo zice și acum: a băgat Balint în căcat, futul în gură. M-a băgat Balint în căcat. Zice și acum Belo. Prostul ăla de Balint m-a băgat în căcat. Și tu știi cum căutăm toți. În nesiguranță, ca atunci când te, duci, de ceva. Când te duci la doctor, stai la ușă, da? Tu trebuie să intri și să-ți dea un verdict. Acolo, ăsta e penaltiul în momentul ăla. E toată țara, sunt 20 de milioane de oameni care respiră acele secunde, da? Și Belo ia mingea, fără să fie rândul lui, acceptă treaba asta și el spune așa, zice, m-am gândit totuși că până ajung la punctul de 11 metri, să-l întreb pe Neapuiu, care era la centru, cu, în, într-o parte neutră, nu era încă în, în locul unde erați voi toți, era undeva între voi și la câțiva metri distanță de careu. Și zice, să trec pe la Neapuiu să-l întreb, că el e un tip norocos. Da. Deci ce gândește omul în acele momente, da? El e un tip norocos și unde îmi spune să dau, să dau, acolo dau. Vreau să-l întreb, unde să dau Neapuiu? El zice, ăla a fost curajul meu. Deci stăteam în fața ușii de la doctor și iese asistenta medicală și aia e trăirea mea. Eu întreb, știți, au reușit operațiile domnului doctor? Și dacă ea spune... intrați fără grijă, sunt cu el de 20 de ani, n-a murit nimeni. Da. Dom'le, intri altfel. Așa e. Și el zice, aia a fost, ăla trebuia să fie echilibrul meu. Indiferent ce mi-ar fi spus, eu puteam să bat stânga-dreapta. Așa. Și momentul în care mă apropii și ajung la un pas de el să-l întreb, deci cu mingea, în drum spre. Da. Așa. Îl strigă Gabi Balint pe Neapuiu, care era cu fața spre mine, începuse o încurajare. Hai, Belo! Îl strigă Balint și el se întoarce cu spatele la mine și mi-a fost rușine să stau, să aștept. Să... Și atunci m-am dus eu și am bătut acolo. Zice, poate mi-ar fi zis să trag în partea cealaltă. Deci sunt niște energie. Să fii atent, după ce ratează, noi mergem la vestiare toți cum eram, ți-am zis, deși da, la plângeam și apare Belo în vestiar. Băi, proștii, dracu, ce plângeți ca proștii acolo? Haideți, dracu, acasă, că am stat destul pe aici. Auzi, nu mă mâncă. Belo este un tip care trece foarte repede. Belo, asta e bine. Belo, să știi că el pare un tip așa, cum îl vezi tu. Dar tu știi ce greu e de ăsta cu Belo? Băi, sârbu, când se enervează și când intră între ale lui, nu scoți dintre ale lui. El pare așa, și acum am fost la o acțiune acum două zile cu el, pare părul negru, frate. Ăsta joacă și acum o repriză. Tu ascultă-mă ce zic. Nu joacă o repriză în Liga 1. Băi, fratele meu, ăsta, bă, da, e greu de trăit. Tu și când îi se pune și cât de încăpățânat e. Păi așa, așa. Și de-aia a și fugit atunci din țară. Să-l chem la tine să-l povestească. Da, 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 da. El s-a enervat că nu l-a lăsat să meargă la nuntă la un neam de-a lui în Serbia, că el avea permis din ăla, știi, că stătea la granță. Bă, și s-a enervat că nu l-a lăsat să meargă la o mătușă de, și de-aia a fugit în Serbia. A, da, nu mă lasă ăștia. Și a fugit, frate. Dar de-aia a fugit că nu l-a lăsat să meargă la o nuntă, mă. Da. Sârbuie, da, da, adică nu altă cultură, e o altă determinare. Da, da, bă, așa a zis, bă, frate, hai, bă, dracu, acasă, proștii, dracu, plângeți ca proștii. Am stat destul pe aici, ajunge. Și asta e un fel de Zorba, știi? Hai să, da, hai, exact, hai să dansăm. Exact, da. S-a ales praful, dar trebuie să trăim. Băi, dar stai puțin că noi acum am dus discuția asta și vorbim de 10 minute de momentul ăla, pe care, sigur, n-avem cum să-l uităm, că ne-a trecut tuturor și ne-a răpus pe toți și pe noi în fața televizoarelor. Adică eu nu mi-aduc aminte să fi fost dărâmat la vreun meci cum am fost după meciul ăsta. Mai ales că eu, spune-mă, Marius știe, eu am crescut în regie, copil fiind. Deci eu sunt învățat că să pierde, mă bucur, la egal fac petreceri și la victorie nu vine să cred ce s-a întâmplat, că așa era în regie când eram eu copil. Deci sunt antrenat, dar la meciul ăla, într-adevăr, toată lumea a picat, dar stai puțin, că dincolo de astea, băi, erau rezultate la vremea aia, că de-aia se cheamă generația de aur. Nu că a pierdut spectacolul ăsta odată, da, frate, ci că a câștigat într-un mare fel și că juca într-un mare fel. Bă, frate, a fost meciul ăla înainte de America, a fost meciul cu Belgia la București, că faceți aminte, 2-1 pe Ghencea. Sigur. Da.
Când a dat drumul la meci, că era să cadă în nocturna cu oamenii, că erau cățărați pe da, nocturnă, frate. Pe Ghencea, frate. Asta făcea fotbalul la vremea respectivă. Așa reușea să magnetizeze. Băi, când am venit de la Cardiff, ce era la aeroport, frate, nu vă aici aminte? Da, păi... Meciul de la Cardiff a fost un meci cu o încărcătură... Ura, da, rău, da, 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 da. Greu, da. Meci rău. Păi, meciul iarăși e legat de tine și ăla, pentru că acolo, deci să restabilim istoric, pentru că lumea, noi câștigăm și lumea crede că aveam nevoie de acea victorie. N-aveam nevoie, ne era de ajuns și meciul rezultatul de egalitate și meciul curge așa, 1-0 pentru noi, Saunders se galează. Și nu mai știam din careu, frate, 20 de minute. Echipa nu mai iese din careu, e o presiune, să nu uităm, e țara galilor lui Ian Rush și lui Dan Saunders. Da, adică să juca, nu era... Saunders, care și de gol. Hughes, Mark Hughes. Mark Hughes. Și ce să vezi, penalti în acest Iureș, penalti pentru ei, la 1-1. Da? Eu cred că de-aia ai rămas în poartă, la, nu pentru parada din... finalul prelungirilor cu Suedia, ci pentru credința lui Puiu Iordănescu că tu ai, nu, pentru că știi că tu ești portar, mai există și vorba asta. Am apărat două penaltiuri, unul cu bara și una cu... A. Deci, nu? Se spune da, așa. Dar zice că dăm bară și că am respins-o cu spatele, cu spatele portar. Așa. Asta e un nearică, nearică și ea. Nearică. Și frate, asta e spatele meu, mi-a dat mie în spate, frate. Asta e un nearică, da. Aia a fost credință. Puiu Iordănescu asta bă, spune. Bă, da, și cum a fost, uite, peste ani de zile. Zi. Eu sunt observatorul UEFA, sunt delegatul UEFA, după la toate meciurile. Și mă duc observator UEFA al țara Galilor, un meci de U21. Se spune că bate acel penalti Bodin. Bodin, da. Și mă uit pe listă. Și când mă uit pe listă, acolo la jucători, văd Bodin, fundaș stânga. Și îl întreb pe ăsta, Liegeul, profesorul meu, băi, fratele meu, ăsta are ceva de a face cu... Bodin? Cu Bodin, cu omul? Păi da, e copilul lui, păi stai că vine la meci, stai, te întâlnești cu el. Și vine la meci și eu l-am recunoscut din prima, l-am văzut, uscat așa cum era el, și mă duc înspre el așa, și eu iau înspre el, și mă duc înspre el, my friend, hello, how are you? Și el se uită așa la mine, Prunea? Bă, m-a recunoscut din prima, m-a luat, frate. Prunea? Zic, da, uite, sunt delegatul UEFA așa la meci. Aici, după meci, am ieșit la o bere cu el la un pub și am stat cu el de vorbă. Și băi, fratele meu, el juca la Aston Villa. El a bătut toate penalturile la Aston Villa. După ce a ratat cu noi, după aceea tot el a bătut. N-a ratat niciodată, frate. El a fost singurul penalt ratat de el. Bă, când i-a tunat bara, zici cât a stărit mingea, s-a dus vreo 30 de metri. Și acum să mai zgude bara. Băi, n-o să-l uit pe Mihali, pe Gică. Noi înainte de meci am avut ședință cu Nea George Păunescu dimineața da. La hotel și ne-a zis, băi, eu vă dau diseară cât un merge de 0 km. Așa vă zic, da. Motivație, așa să faceți. Băi, da, incentive, aveți 18 mașini și care sunteți. Și le-a și dat. Și ne-a și dat, dar ni l-a dat cu scandal când nu a zis că nu urcăm în avion din America dacă nu vin mașinile. Meciul a fost în octombrie. Da, da. Bă, nu mai veneau mașinile, a trecut Revelionul. Noi pe Mircea Sandu călare, domne, mașinile, unde sunt mașinile? Și până la urmă, înainte cu două săptămâni plecând în America, ne-au venit mașinile, 0 km. Nu i-a dat săracul Tibi, a școala Cardiff să elimeșe. Dar nu i-a dat că e un gurmă, fratele meu. Și i-a dat lui Lăcă. Și Lăcă n-a fost la nu Cardiff. Dia. Și n-a fost nici la Cardiff, sigur. El a fost pentru Cardiff. Jucase în da, jucase 7 meciuri. Dar lui Tibi nu i-a dat, în fine. Dar la faza aia cu Bodin, Mihali era în, făcea încălzire în spatele porții. Și Gică e, noi îi spunem Căh, că el e, să mai bâlbâie că se grăbește. Da. Și când l-aud pe Căh, cioară, mașinile noastre mâncați-și, înainte să bată la penalti. Cioară, mașinile noastre, frate. Gică săracu. Băi, și le-a dat la una în bară și a sărit și după aia am luat la treabă. Și a făcut, a fost faza aia. Faza, cu, Hagi cu Radu Cioi. Hagi cu, cu Radu și după aia Ilie, ce Ilie, pasă i-a dat la... Da. Da. Și au rezolvat cazul. Și după meci, scandalul. Cu, că de aici s-a tras o rachetă în sectorul nostru și în sectorul celălalt și era un bunic cu nepotul în brațe și i-a dat în gât bunicului, a murit pe loc și noi am stat acolo la aeroport cu celebrele poze, că eram toți pozați. A făcut ca, Vadim ca, un scandal ca mare. Ca pușcăriașii. Da. Ca deținuții. L-au murit pe unul atunci la meci. Cum a tras sfârșitul meciului, a tras un tâmpit de aici cu o rachetă din asta de semnalizare pe, pe în partea cealaltă și l-au murit pe un bunic. Era cu nepotul, bine că nu l-au lovit și pe ăla micul. Și am stat, anchetă în aeroport, păi nu, am ajuns la 8 dimineața la București. Păi v-a ținut vreo 6 ore. L-a ținut 6 ore în aeroport acolo, tu meciul de la Cardiff. Toți am făcut poze cu... Și au luat cartoane și au scris Florin Prunea, ca la... Da, frate. Seven. Da. Mamă, mamă. Mamă, ce povești. Vezi, bă, se jucă pe vremuri, erau povești în teren și în afara lui. Da, toate se păi înainte de meci, nu ți-au ce aminte? Lumea nu mai știe, că nu știu dacă s-a dat la televizor.
Când a început meciul nostru, a intrat unul pe teren, bă, când l-am văzut prin spatele porții pe la mine, așa și prind, direct la Hagi, la mijlocul terenului, s-a dus și să dea la gică. Nu știu dacă mai aveți imaginile, vă ați aminte? Păi nu știu de unde sunt imaginile. Băi, dinainte, iar în startul meciului, fratele meu, a intrat unul, bă, când l-am văzut, cine dracu' e ăsta, mă? Era stadionul, era 60 de spectatori, arhi plin. Bă, pe aici așa a venit pe lângă mine, zic, bă, nene, ce pe aici, ce caută ăsta pe aici? Direct la Hagi s-a luat și îl ceta pe gică, cam fuck you, fuck off. Da, așa, nu știu dacă mai sunt imaginile, așa a fost. Mamă, mamă, da, uite, asta nu mai ținem. Nici eu nu mi-amintesc de asta, da. Da. Mamă, ce vremuri. Oricum, sincer, abia aștept documentarul ăsta, că sunt curios să văd ăsta, povestea generației de aur. Băi, știi ce, ca să vezi dar cum este. Dar poți să ne zici de la filmări, că înțeleg. Hai că să zic de la filmări. Mă gândeam, zic, bă, frate, o să fie într-un, din asta așa, o să dureze foarte mult. L-am întrebat pe regizor, pe băiatul ăla, zic, doamne, dar cât durează o filmare? Că atunci nu faci o programă. Băi, Florin, nu cred că ține mai mult de 3 ore. Da, Claudiu Micu e regizor. Bă, Claudiu, da. Da. 3 ore. Când am ajuns acolo, frate, o oră am stat, maxim. Și zic, păi n-a zis, mă, că ține 3 ore. Dar după aceea m-a sunat și mi-a zis la sfârșit când a terminat filmările. Băi, Florina, atât de ușor mi-a fost să filmez cu voi. Păi zic, frate, am văzut, dar de ce nu mai așa câte oră? Păi bă, voi așa ați vorbit cu așa o plăcere și așa de ușor a fost să vă trag de gâlci, mi-a zis. Frate, n-am mai făcut cu niciunul, nu am repetat absolut nimic. Cu toți am mers de tot ce vezi tu și pe mine și pe astea, primul... nu s-a oprit deloc. Adică n-a fost nevoie de duble, de nimic. Pentru că ați vorbit așa de... V-a făcut plăcere să vă aduceți aminte de lucrurile astea. Și a mers foarte repede. Păi, de mai aștept să-l văd și să eu. Să știi, filmul. Ideea acestei generații că am fost și noi acolo. Dar eu cred că aici mai trebuia să fie cineva și mie îmi pare rău că nu este. Cine? Cornel Dinu. Nu e în documentar. Nu e, îmi pare rău, dar trebuia să fie și Nea Cornel. Da, mi-am adus aminte după aceea și îmi pare rău. El a avut în campania de la Cardiff, el a avut totuși, a fost antrenor echipei naționale pentru campionatul America, a fost 7 jocuri antrenor. Da. Și are cel mai bun meci considerat din istoria... Cu Țara Gadilor la București. Din istoria fotbalului românesc, mă refer la preliminarii, cel mai frumos și mai bun meci vreodată făcut de România, acel 5-1 cu Țara Gadilor, meciul turc față de cel... Nu știu cum am uitat. Cu Bode. Zile trecute m-am adus aminte. Că nu e în... Da, că nu l-am invitat. Da. Da. Sunt, da, sunt niște lucruri care, apropo... Poate îl prindem noi într-o zi aici, Marius. Asta mă gândeam. Da. Mai există revanșe și de acest gen. Recuperăm noi. Da. Eu anunț cu ocazia asta că încep o serie acum cu Marius Mitran. Asta e prima din această serie în care o să tot readucem fotbalul ușor, ușor. Și în Apropo TV și în podcastul meu. Povești, dacă ia-l vrei, Pânearică, tip de dialog. Dacă ai timp. Pe? Pânearică. Da, stai seama că... Pânearică l-am văzut acum 3 zile, că eu m-am fost la... Mai merg la sala Jurești și mai mă întâlnesc cu Bolohan, cu... Da. Acum a venit și Manolo, portar, mai ne jucăm pe acolo, mai la o transpirație. Și a venit și Nearică, a stat în poartă. Că îl luăm cu noi, peste tot pe unde mergem pe Nearică. Foarte frumos. Și vara la mare îl băgăm, știi cum apără să vezi Nearică. Da, stai cu Nearică, e o plăcere să stai cu el. Ține și jurnal? Nearică, da. Știi cu jurnal? Nu știu cu jurnal. Ține el jurnal? Da, pleacă naționala la un turneu. În Africa, Angelo Niculescu le spune la plecare, Lucescu, Dinu, Rică, Sad Mareanu, echipa. Da. Îți zice ca să mergem în Africa, e ceva, vă rog să țineți un jurnal, o să, peste ani o să vă aduceți aminte cum a fost aici, scrieți în fiecare zi, cum a fost, ce ați văzut, ce ați văzut, pune-o amical. Ok. El în cameră cu mister, cu Cornel Dinu. Care evident scrie. Da, normal. Brazzaville, 6 august 1971. 40 de grade. Am ieșit, doi cântăresc cu niște tobe, ne-au acompaniat. Ok. Bine, ultima zi și Angelo zice, surpriză, vă rog să-mi dați jurnalele ca în avion până ajungem la București să mă uit și eu să văd ce impresie au. Urică nu scrise nimic. Și... zice lui Cornel, dăm și mie, zice, dăm să copiez ceva de la... Ia mă și copiază. Și un sfert de oră pe genunchi scrie, da, cu tare. În avion, Angelo ajunge și la Rică și zice, foarte interesant, zice, să atenție, un pic de liniște. Ce scrie colegul vostru, Rică Răducanu? Brazzaville, 2 august, omeșe. Stau în cameră cu Rică Răducanu? El copiază și tot. Uite așa începe. Stau în cameră cu Rică Răducanu.
Dar și Pânărică, știi că a vrut să-l ia Craiova, Pânărică. Și s-a dus la Craiova și l-a promis că-l bagă la facultate. Și a cerut diploma de bacalaureat. Așa. Și când s-a dus acolo, i-a zis, păi ce diplomă, că eu n-am... Am 8 clase. Am 8 clase. Păi nu putem să te băgăm. Păi cum, tată, fac facultatea, după aia fac și bacalaureatul. Dă-mi zi, nu, se, nu se poate să fac întâi facultatea, fac facultatea și după aia fac și bacalaureatul. Adică, bă. Ce să faci, mă? Povești sunt minunate. M-aș bucura foarte tare dacă pe lângă poveștile astea ar fi din nou, am începe să retrăim emoțiile pe care le trăiam noi atunci când eram de vârsta poveștilor, ca să zic așa, și priveam fotbal. Povestea nu apare dacă nu apare valoarea, performanță. Da. Nu poți, nu se transmite, nu există poveste în lipsa performanței. Eu sunt convins că, de exemplu, dacă la vară România joacă semifinala la Euro, da, vom avea iarăși povești cu Ali Beg, cu Drăgușin la Tottenham, cu viața lui la Londra, cu întâmplări de genul ăsta, ce s-a întâmplat în meciul cu, nu știu, cu Spania din sferturile de finală. Pun un scenariu. În care Drăgușin l-a ținut pe Morata și Morata n-a mișcat în fața lui și ce i-a spus moldovan, vezi că eu cu Morata joc la Atletico și știu pe ce parte intră. Sunt, dar asta e, trebuie să te întâlnești cu Morata, da, trebuie să te întâlnești cu Spania, trebuie să joci cu Suedia, trebuie să-ți ia Kenneth Anderson fața. Apropo de Kenneth Anderson, i-am zis lui Popescu acum, că a zis, băi, aduceți fiecare câte două invitați. A, ce bine că ai zis că pe 25 mai o să fie meciul ăsta. 25 mai, da. Meciul de retragere al generației de aur, pe care cu... Păi luați-vă bilete, că nu mai e, gata. Păi ce, decât la Inelul 3 mai sunt. Exact, mai sunt foarte puține bilete, da. Din fericire, meciul va fi transmis de ProTV, anunț pentru cei care nu mai prind bilete. Da, și zi lui Popescu, băi, că și la cine m-am gândit? Ia zi, mă, la cine te-ai gândit? La Kenneth Anderson m-am gândit. Bă, tu ești prost? Pe dacă ești amândoi, vă înjurești pe tot stadionul și pe tine și pe ăla, să nu-l aduci pe ăla cumva la meciul ăsta. Eu la el m-am gândit prima dată și zic, bă, o fi așa, dar zic, asta bă, e o chestie psihologică. Oare cum va reacționa lumea la el? Oare îl va înjura? Da, nu, dar mi-a zis nu. Și atunci am ales să-l invit pe Bodin. Bodin acum, din păcate, el a fost la anul trecut antrenorul echipei de U21, are cancer. Dar este pe picioare, face antrenamente, adică să luptă, nu da, e... Da, da, foarte bine, da, bravo. Dar are un cancer de prostată. Și mi-a zis, Florine, mă mai gândesc că îți dau răspuns în 2 săptămâni dacă pot să vin. Că una e, el cred că l-aplaudă. Da, o să... Pe ăla, dacă mă întreb pe mine, eu nu cred că huiduie nimeni pe nimeni. Da, și eu zic la fel. Dar mi-a zis Popescu, băi, ești de bun, vezi... Bă, nu cred, hai să spun. E și aici o diferență. Merg pe stadion de la, nu știu, am fost prima oară, cred că am fost prima oară și prima oară în viața mea, am fost pe stadionul de la Constanța, că eu am crescut în Mangalia. Am fost la un meci al lui Faru. Cred că aveam 4 ani. Ceva de genul ăsta. Bă, se mai huiduia, se mai și înjura, dar se înjura pe persoană fizică, adică direct. Ce ziceam eu ție, da? Nu scandam în jurături, nu mi-aduc aminte, pe vremea aia nu era așa. Nu era. Și mi se pare că era mult mai adică faptul că eu țineam, nu știu, cu sportul și el ținea cu Dinamo sau nu știu ce, nu aveam nicio problemă la școală, nu ne dușmăneam, ne mai înțepam așa, că era mișto, na, și eu mă înțep cu tine când vin în avion tot timpul, na. Când ne întâlnim. Dinamo Steaua să mai... Bine, acolo mai se mai și corectează. La Craiova, când venea, și vezi ceva la Craiova, n-am simțit o ură împotriva lui Dinamo ca și împotriva Stelei. La Craiova, boală mai mare pe Steaua. Da, rivalități sunt. Dar ce vreau să spun este că generația care cred eu că va merge emoțional și deja și-a luat bilete la meciul ăsta, cred că e mult mai... trece dincolo de povești. Eu nu cred că o să huiduie pe nimeni. No, pur și simplu o să aplaude pe toată lumea și o să se bucure, pentru că astea sunt niște emoții care nouă ne-au umplut sufletul, tuturor celor care facem parte din generația asta, din generația sau din tuturor celor care au prins emoțiile alea atunci. Și eu cred că atât de mare nevoie avem de ele și așa de tare o să ne bucurăm că o să le revedem și o să ne readucem aminte de momente și de fericire. Nu contează că-s de fericire sau de tristețe. E ceva ce ne-a deconectat total de la grijile zilei. Noi când juca echipa națională, uitam, mă, că în alimentare nu se găsește nimica. Îți 2 ore de program la televizor, că nu puteai să zici ceva, că imediat te legau. Toate lucrurile astea le uitam. Puneam ligheanul ăla pe casă cu un fir și ne uitam la bulgari. Vă aduceți aminte ca să vedem meciurile. Noi în București, alții se uitau la sârbi, unii la unguri, fiecare. Ce-mi pare rău, spuneau ăștia băieții ăștia care se ocupă de organizare și de la bilete, că dacă aveam un stadion de 200.000 de locuri, 200.000 de locuri, e o cerere din provincie, ci că este ceva incredibil. Da, cred. Dacă ți-au aminte, noi am mai jucat un meci, am jucat semifinala cu Brazilia, da, la Timișoara, da, noi Old Boys, da, cu stadionul arhiplin, cu Tafarel Dunga, i-am bătut 4-1. Da, da.
Băi, a fost un meci, parcă era un meci oficial așa, de când am ajuns la Timișoara. Da. Zic, băi, e semifinala cu Brazilia, care trebuia să o jucăm noi, frate. Și au venit cu toți, au fost și ei. Băi, ce le-am luat din secunda 1, ce materiale i-am luat, ce făcea Tafarel din poartă. Bă, ce vezi, bă, să te stâmpim, să sănătoși la cap. E pe prietenie, mă. E tovărășie, facem și noi un meci egal. Ce meci egal, bă, fă-te-o zbura. Da, da, știi. Băi, nene, să ne cer. Eu am luat într-o, făcea Popescu, pe ei, fă-te-și cu aia, cu ăștia, hai, dă-i. Și a luat ăștia pe Bebeto de vreo două, se uita la Belu, ce ai, mă, ești nebun. Că e meci amical. Da, frate, 4-1 i-am bătut. Da, tu trebuie să știi că Hagi mi-a povestit, după mondialul din 94, ei se întâlnesc și joacă la Galata, amândoi. Sunt cu echipieri. Da, cum? Tafarel cu Hagi și cu Popescu. Și Tafarel le spune, la un moment dat, într-o zi în cantonament, să știi că am ținut cu Suedia toată echipa Braziliei atunci, pentru că eram convinși că dacă dăm de voi în semifinale, ne oprim acolo, la ce echipă aveți. Aveți un stil. Era singura echipă care ne putea pune probleme. Nouă neși cum veneau jocurile cu ei, Columbia, Argentina. S-au prins. Ieșeau la joc. Da. Nu erau. Pe noi tot timpul ne-au incomodat jocurile cu echipele din partea asta Europei, Suedia, dar cu echipele sud, din America de Sud, nu. Pentru că ieșeau la joc și extrem de naivi. Și puteai să-i prinzi pe contra ta. Și prindea ei. Ei atacau, frate, cu toți. Nu, până la meci cu Argentina și cu Redondo și cu toți. Ne-ai văzut cum veneau. Dă-i pe ei călare acolo. Noi nu prea ieșeam de acolo. Și la meci cu Argentina a fost complicat rău. În unele momente din joc. Da, nu da, prea da. Ieșeam de acolo noi. Dar veneau peste noi și nu ne convenea chestia asta. Ieșai, o scăpa, o dădeai în față și știa Gică ce-ți fac. Păi da. Și apropo de meciul cu Argentina, să mai spunem tot așa din istoria fotbalului, World Soccer a declarat contraatacul de la golul lui Gică Hagi, cel mai frumos contraatac din istoria cu Selime. Da. Ilie Dumitrescu. Ilie, pas. Și pasa și Hagi, care marchează cu piciorul drept. După meciul cu Argentina am căzut la doping, eu cu Gică Popescu, portar. Așa. Și cât am stat până am făcut treaba? 3 ore jumate. Lui Popescu i-a venit rău, a făcut niște crampe pe aici, au făcut niște injecții. Băi, nene, și când a venit boul ăsta de Balbo și când a fost într-un minut, a terminat. Zic, băi, frate, tu ești normal la cap, cum, așa repede, frate. A, nu, e în Argentina, nu, problem. Într-un minut s-a... A rezolvat problema, 52, cum se zice. 52 de grade. Da, da, deshidratați complet. La ce să transpiri, ce să mai scoți? 3 kg meci, 3 kg minim. Și se mai petrecea un fenomen, ți-l spun eu, tu care l-ai trăit. Ieșeau cu tricourile... Lipite. Uscate. Nu, a, uscate. Da, complet, păi, uscate. Se era uscat, da. Deci transpirau, erau la un moment dat fleașcă și apoi... Se uscau complet din cauza de la căldură. Și nu erau băncile de rezerve? Păi băncile de rezerve în America erau 15 grade, te căcai pe tine de fric. Aveau aer condiționat. Aburi și cu astea, da. Și când ieșeai afară din alea, ziceai că ai intrat în saună. Da, te izbea aia în căpățână. Băi, ați demenți. Adevărul că în America... Incredibil. Bine, bineînțeles. Stai să vezi acum, în 2000, că e organizată, nu? O să vezi camionul mondial organizat. Fiecare echipă cu avionul, ei aveam avionul, fiecare echipă aveam un avion. Al nostru, mare, din ăla, mișto. Da. Că noi am plecat la Detroit. Noi cum am plecat de pe Roswell, l-am pierdut. Am plecat la Detroit, ne-a bătut Elveția, da. Am plecat la San Francisco, ne-a bătut. Și când ne întorceam la aici, știam, bă, aici e casa noastră, aici perpelim pe toți. Așa e povestea, să se întoarcă în America din nou, următorul mondial să ajungem în America. Să dea Dumnezeu. Vezi, cu gândul ăsta să ne despărțim până la următoarea întâlnire. Așa să fie. Oricum, avem acum, așteptăm să vedem filmul. Chiar sunt foarte curios să văd și eu documentarul ăsta. Tu l-ai văzut? Nu. Nu l-am văzut. Am văzut doar imagini din el, așa puține. Le-am văzut acum 2 săptămâni, dar foarte puțin. Și? O să fie frumos? Da, dar o să vedeți, nu neapărat numai de fotbal, și lucruri de extra fotbal. Păi cred că... Ce s-a întâmplat, da, la meciul cu Argentina. Eu cu Mihalin nu știam că jucăm. Am jucat șeptică până la 3 dimineața. Și când a venit Balint la 8, că știam. Că a venit Balint, mamă, și un fum în cameră că fumam, îți dai seama. Îmi băut cola, fumam și când a venit Balint, a venit Balint, hai că te cheamă neapoiul. M-am uitat la Gică, mă bagă să joc ăsta. Unde, frate? Și când vin de la, după jumătate de oră, trimite-l și pe Gică. Când i-a zis lui Gică, Gică, du-te sus. Cu-cu-cu-cum? Cu-cu-cum? Las că vezi tu acum cu-cu-cum. Du-te sus. Și l-a băgat și pe Gică, frate. Stăteam, păi, băi, frate, noi n-am dormit decât 3 ore, măcar, ce facem noi acum? Hai să dăm drumul la treabă, dă-i cafele, dă-i tabac, păi ei, tată, mergi. Sunt multe chestii și da, e foarte mișto filmul, foarte mișto. Hai, ne așteaptă un an frumos din punct de vedere fotbal. Și la noi speranțe mari în Giulești.
Avem acum și documentarul ăsta. La voi chiar arătați ca un club mare, frate. Mulțumim frumos. Mie îmi place. Mersi din suflet. Întotdeauna vei fi bine primit la noi. Cu drag. Știu, așa mă primea și Gigi Corsicanu. Când veneam, de-abia așteptam să mă duc la ea acolo. Că aici, când ieșeai pe unde ieșeai, era distanța mare. Dacă ajungeam acolo... Băi, frate, uite așa, erau numai mone și brichete și le simțeam pe aici, așa, mai simțeam și că tot flec, mă știu. Dar după meci veneau la vestiare. Băi, frate, mi-a plăcut ce am făcut? Mi-a plăcut Gigi, futu tenore. Nu mai flec, nu mai brichete, nu mai mi-a plăcut, frate, bravo. Dragoste adevărată, frate. E, s-a schimbat numai așa acum, chiar trebuie să știi că am văzut că a pățit-o și Piticu acum, a mai exagerat și el puțin, a comis-o, l-am sunat și i-am zis, ai comis-o acum. Da, nu. E, în fine, nu le punem la suflet. Se întâmplă. Când ești așa încordat, nu știu ce, o mai scos. Dar nu e grav. Nu, dar chiar Rapid arată mișto. Mulțumim frumos. Din toate punctele de vedere. Mulțumim așa frumos. Să rămână numele. Așa, exact, da. Sper ca și noi, mă refer la Dinamo, în cel mai scurt timp să... La voi aveți și stadion, aveți și o conducere ca lumea. Sunt oameni ca lumea acolo și când îi văd pe toți rapidiști ăștia, îl văd pe Nico președinte, când mă uit pe bancă, văd pe Lobby, văd pe Ienci, văd pe capitanul meu de la Iași, pe Voicu. Bă, frate, chiar e Rapidul, frate. Păi da. E spiritul. E spiritul. Da, e spiritul, frate. Da. Mulțumim frumos. Eu mulțumesc frumos. Cu drag. Mare plăcere. Marius, să ne revedem. Cu drag. Excepțional de sănătos și vesel la următoarea întâlnire. Tot pe teme de fotbal. Așa să fie. Și până atunci, documentarul, meciul din 25 mai și ținem pumnii echipei naționale. Sperăm să vedem în sfârșit rezultate acum, după ce ne-am recalificat după o perioadă mare. Ce simțiți așa? Cu ce sentimente intrăm cu o echipă europene asta? Păi trebuie să mergem cu mare încredere, pentru că eu sunt convins că jumătate din stadion va fi plin de români în Germania. Și eu cred. 100%, poate acum mai mult nici de mai jumătate. Trebuie să facă deplasarea, ei sunt chiar acolo. Poate mai mult de jumătate vor fi. La asta trebuie să gândească băieții ăștia. Pentru că este momentul lor și e o generație, ei sunt tineri. Avem medie de vârstă 25-26 de ani, cum e mai bine. Acum e momentul lor. E cum ați fost voi atunci. Cam așa, da. E aceeași vârstă. Și voi erați tot timpul, la, că tu ești 68 și ăla e în momentul 94, da, 26 de ani. Hai, tată, cu încredere, mergem înainte. Cum ziceți voi? Că erau și meciuri mai grele și mai ușoare. Tată, am dormit 3 ore. Pe faza de apărare, cur de găină, și pe faza de atac, evantaiul, coada de pământ. Nu se putea o încheie mai... Nea Florin Halagian, săracul dumneavoastră, frumos. Ne zicea. Nea Florin Halagian. Tată, dacă e groasă cur de găină aici, evantai de pământ, tată, în față. Ha ha ha.